Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni la un episod din seria noastră minunată de hărțile abonaților și fraților. Astăzi, în sfârșit, după foarte, foarte mult timp, Ștefan Ivanov, aka Hero, revine cu o nouă hartă pentru mine. Sper să fie la fel de genială precum celelalte hărți și, sincer să fiu, sunt destul de convins că așa o să fie. De această dată, mapa se numește Rău sau Bun și cica poate fi continuarea hărții Răzbunarea Tudoricului, ceea ce este foarte, foarte tare. Sunt foarte curios, vedem ce o să se afle pe această mapă și bineînțeles, înainte de a începe, mai ales că nu ne-a mai trimis, din păcate, Ștefan Ivanov de foarte mult timp o nouă mapă, dar astăzi revenim cu o nouă hartă din partea lui, pentru că mi-a zis acolo că nu prea a avut timp. Bă, asta este, mersi oricum că tu continui să-mi trimiți mape. Vreau să strângem extrem de multe like-uri, deci vreau ca toate persoanele care se uită la această serie să apese acolo butonul de like, dacă mă susțin, bineînțeles, și dacă vor ca Ștefan să ne mai trimită mai multe mape. Hai să vedem despre ce este vorba. Am spawnat aici în vârful unei insule plutitoare. Ești nebun? Ceva de genul, pui mine și arată super tare. Hai să vedem despre ce este vorba. Wow, what the fuck? What the fuck? Și mă, mi-arată o grămadă de imagini aici. Bă, a, lucruri de pe planșa asta, ok. Hai să vedem ce scrie aici. Bă, da, mult. Info, salut, să sper că mă mai știi și nu îmi porspică pentru ultima hartă. Ultima hartă a fost acea hartă de parcurs extrem de grea. Frate, n-am nicio treabă, nu știu, pe simplu a fost foarte grea mapa aceea. Sunt Ivanu Ștefan, în vârstă de 20 de ani și am revenit cu o nouă hartă, sper eu, destul de interesantă. Nu prea am avut timp, fiindcă și muncesc și merg la facultate, dar m-am uitat din întâmplare acum câteva zile la hărțile abonanțului episodului vechi și mi s-a făcut eu să mai încerc o dată, deci uite-mă aici, super tare. Scuze, dacă vreau să fie prea interesant arta, dar nu prea mă pricep la build. Poveste. Deși prefer poveste, nu am venit cu nimic original de această dată, însă povestea ar avea o continuare, să zic așa, de la primele hărți intitulate Răzbunarea Tudoricului. Deși o continuare cred că va fi diferit față de primele. Poveste. Hai să vedem povestea, brazor. Tudorică, în vis de nenumărate ori de Zăzandreea, ce s-a picat în depresie și a dispărut complet de pe YouTube. Da, stai că Tudorică, adică, de fapt, are un cont de YouTube, are un canal de YouTube cu peste 2000 de abonați și omul nu are niciun videoclip, știi? Ceva de genul. Acesta, într-o zi, când își mânca tocănița în fața fisurii, uitându-se la clipurile de Zăză, cu lacrimi în ochi, mintea lui se aprinde un beculeț. Se gândește să se răzbune pe tine, însă acum, după ce a pierdut, tot nu are cum să ajungă mai jos în iad, așa că singura lui cale de scăpare este să o urce în sus, ca să nu urce în jos, adică v-ați prins. Deci are o șansă foarte mare să se răzbune, ceea ce și pune în aplicare. Problema este, deși vrea să se răzbune undeva, în mintea lui este nesigur de alegerea pe care vrea să meargă. De aici numele bun sau rău, adică nu se știe încă dacă vrea să se răzbune de ce este rău sau dacă nu de ce este bun. Adică, pui mei, fără plângere, zic, have fun, scuze dacă povestea e neinteresantă, să nu am avut prea multe idei de poveste. Frate, chiar e ok, povestea mie îmi place. Regul, nu folosesc gemă de 1 sau 3, o să regreți și dacă folosesc gemă de 1 sau 3. Deci cred că mă omoară automat când dau gemă de 1 sau 3. Nu sparge blocuri, chiar dacă ignor regula, tot degeaba ar fi. Distrează-te și abonați peste 200 de like-uri. Frate, sunt convins că o să strângem peste 200 de like-uri. Vreau să văd acolo peste 2000 de like-uri. Deci mi-a adăugat un zero acolo. Să vedem câți abonați activi avem și noi aici. Comenzile vor fi activate imediat. Vă rugăm, așteptați. Your game și atât. Și atât. Yee! Nice. Nu știu ce scriu, dar este ok. Frate, m-a spărnat pe pom. Ok. Pomișor. Pe bun, și cum încep? Asta este info. Cred că trebuie să mă duc pe aici pe jos. Adică, cred că mi-a fi făcut drumul ăsta special și mai ales la început. Mi-a arătat... Ce pe mine aici? Ia și fugi sau stai și câștigă. Oh! Iau și fug! Stau! Oh, damn! A, da, gen... Mai bine rămâneam acolo pentru că doar m-a aruncat în sus, nu? Lol. Bă, da, am luat. Adică, am luat. Deci ce am luat? Hai să vedem. Info. Folosește P-Sword în primul sort când ataci și E-Sword în al doilea sort când ataci. Folosește cu cap, ai doar o șansă. Deci are durabilitate 1, P-Sword și E-Sword. Păi bă, dar gen nu știu ce fac astea, adică ce pui mi... What the fuck, ăsta nu știu, e foarte ciudat. Bine, le-am folosit cu cap, gen cum ar fi să dau eu acum click, nu o să dau click, doamne feri. Ok, să vedem ce este aici. Aici cred că sunt nivelele. Nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, după ce ai terminat. Pentru a intra la un nivel trebuie să apăsați pe semn, ce aici, nivele, hai să vedem. Nivele 1, parcurs în mini labirint, nivelul 2, find the exit în mini battle, troll level, oh my god, nu-i arăși troll, și 3, ghicitoarea mea în boss fight. Super tare, frate, hai să vedem și chiar, sunt curios, deci o să mă duc la nivelul 1, unde este un mini parcurs, am apăsat pe semn. Nivelul, mamă, ce aici, să-mi bag piciorul, holy fucking crap. După ce am muncit 3 ani întregi fără încetare și cu resursa monetară infinită la dispoziție, în sfârșit Tudorica reușește să termine capcanele pentru Zăzandrei. Poveste. În speranța că vei muri arzând sau că o să-ți intre niște spini în dos, Tudorica l-a plătit pe cel mai bun prieten al tău să te îmbete la plătirea ca pe urmă să te repească sau să-și înceapă planul de răzbunare, ca să-și înceapă planul de răzbunare. După noapte lungă, Tudorica reușește să te repească, ceea ce înseamnă că va începe tortura. Oh my fucking god, bă frate, cât de genial arată, deci îmi place foarte mult.
Ioi, nu iarăși cu spin și nu. Poți să sar acolo direct. O, da, poți să... God damn it. Bă, da... Au, lol, mi s-a făcut viața, ce tare. God damn it. Bă, dai, nu, trebuie să fac b-hop, dar am reușit și așa. Mamă, deci îmi place, sper să nu fie niște sărături foarte complicate, adică până acum, frate, mi-au intrat niște spini în dos, cei drept, sunt sigur că mi-au intrat niște spini în fundulez, dar de la cactus și aia ne simțiți. Dar lasă că trecem noi cu bine peste. Ia uite cum ajung aici frumos, elegant, cât de cât și un buton. Ce face buton? Cred că este checkpoint, nu? Cred că era checkpoint sau ceva, dar uitați cât de tare a și construit. Deci omul zice că nu se pricepe la abil, știi? Și uitați că... No, o să... Păi și butonul ăla pentru ce, frate? Deci butonul ăla pentru ce? Nu vine să credeți, trebuie să o iau de la capăt. Deci trebuie să o iau de la capăt pentru că m-am grăbit. Aoleu, nu, iarăși, nu. Deci acum o să înceapă seria de failuri, frazor. Nu, Ștefane, de ce un parcurs? De ce? De ce? Yes, am sărit aici. Bine, nu sunt niște sărituri foarte grele. Să nu mă înțelegeți greșit. Chiar nu sunt sărituri grele, dar eu sunt mai nable de fel. Și era să dau iarăși fail. Mamă, vreau să fac bihop aici. Ca să fiu sigur, mamă, ce m-a oprit cactusul ăla, deci mi-am luat damage și am zis, gata, s-a terminat aici, gata, rip. Dar uite că nu s-a terminat. Hey, this is awesome, this is fucking awesome. Ok. Haide că merge bine. Bam. Aici era butonul ăla pe care l-am apăsat. Mai este un buton după, că am văzut acum de la spawn. Nu înțeleg. Ia. Încet, 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 încet. Haide, mă. Este, mă. Mamă, și trebuie să continui pe aici. Oh, fuck. Yes. Yes. Păi, e greu. Yes. Și am ajuns. Mamă. Nu, deci uitați ce este aici, frate. Nu. Nu, 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 nu. Deci, bă. Nu vine să cred. Nu vine să cred iarăși, ești nebun? Holy fuck. Fix la final am dat fail. Deci dacă mă ia de la capăt o să trubez. Nu se poate, deci nu, frazul, o să-mi pun spawn point acolo, nu se poate. Nu, trebuie să sar pe... A, dar poți să iau și pe aici pe jos. Deci fii antrenat că poți să iau și pe aici pe jos. Bă, frate, și eu mă chinuiam acolo cu toți cactușii ăia, ești nebun, și puteam să o iau pe aici pe jos. Uitați cât de... Aolo, nu. Deci uitați cât de ușor este pe aici pe jos, frate. Eu cream că trebuie să o iau pe sus, pe creatu, și ați zis și voi, dar nu, de fapt trebuie să o iau, uite, pe aici. Și cât de easy e. Uite. Bam, și am ajuns. Deja am ajuns, nu mă mai complic cu nimic. Iarăși mă blocasem acolo. Bun, deci vreau să-mi pun spawn point, adică ați văzut și voi că este chiar greuț, așa nu e foarte greu. Dacă mă concentrez, cred că pot să le fac pe toate, dar eu dau failuri, adică mă știți, sunt un om de ăsta care dă multe failuri în puii mei, adică nu... Uite-te, mă, frate, uite-te, deci nu mai poți să sar pe un amărât de bloc, frate, nu-mi vine să cred, deci nu mai poți să sar pe un amărât de bloc. Du-te în spanac de aici. Uite. Deci, bă, frate. Deci pe mine mă enervează cel mai tare, că știu că pot să fac săritura aia extrem de ușor, deci știu că pot să fac săritura aia extrem de ușor, dar eu dau un fel de asta stupid, adică, uite, gen săritură foarte ușoară și ratez. Pui mei, stăm... Uite-te, uite, 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 uite. Nu pot să trec de... Trebuia doar să apă space. Deci nu... Deci orice paralizat putea să apese space și sărea acolo, știi? Dar eu n-am putut apăsa space, adică... Hai, mă, frate. A, ieși. Bine. Băgam și piciorul. Hai, poate mai dau un fel acum. Hai, poate mai dau un fel acum. Se termină, gata. 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 Uai. Mamă, deci îmi fugise mouse-ul, frate. A prins tu pe mouse-ul ăsta. Eu cresc cu picioare. Ia. Iarăși era să cad. Mamă, deci dacă aș fi căzut, iarăși aici s-a... Deci... Bă... Oricum, mapa este lungă. Nu, încet, încet, încet. Mapa este lungă, ceea ce îmi place, frate. Îmi place... N-ai cum, dă-te în morții, mătii. N-ai cum, nu este posibil așa ceva. Game mode 1. Nu, nu-mi dau game mode, o să-mi pun spam, pe cât poți. Te dai game mode, bă, frate, imposibil. Deci m-am dus acolo încet. Și voi ați văzut ce s-a întâmplat. Deci ajung să-mi pun spawn point-ul de aici, frate. Și chiar aici ajung să-mi pun spawn point, că nu se mai poate. Bă, Ștefan, nu se mai poate. Deci pe parcursul ăsta nu mai rezist. Mă ia direct cu criză aici, Prozac cap. Ma.
Păi și era să facem din prima, nu? Sau mă rog, din a doua. Uite, deci nu înțeleg de ce am căzut acolo, că m-am dus cât de încet am putut, frate. Ați văzut și vedeți, m-am dus extrem de încet. Uite. Uite, na, de ce dat... Bă, eu nu te cred, nu te cred, nu, ceva e imposibil. Deci așa am făcut și primele dăți. Și uite, trebuie să rămân. Uite, acum de ce a mers? De ce a mers? De ce? Dă-te în spanac aici, direct, spawn point. Bam. Nu mai pot, fraților, încă o dată, nu uita să dați ceva acolo, foarte multe like-uri. Deci nu, 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 nu se poate. E clar că nu o să terminăm mapa în acest episod, că deci, am transpirat, mă jur, m-a luat căldura. Direct am transpirat, îmi vine să dau un pumn în monitor în acest moment. Bă, frate, bă, dar nu... Gata, uite. Bă, frate. Bă, frate. Deci am fost pe margine, maxim pe margine. Deci mecanica Minecraft-ului spune că uite dacă ești pe margine, merge, de ce? Mai ia cu criza. Mamă, deci are Ștefan un talent să facă numai niște parcururi de astea, mă jur. Adică, teoretic, parcurul n-avea spawn point. Deci gândiți-vă că teoretic parcurul ăsta n-avea spawn point. Eu n-am... Mamă, deci sunt decât 3 sărituri aici, dar nu pot să le fac, uitați-vă. Uite, mă dau cu capul, frate, nu pot. Eu zic să trecem, fraților, adică nu vreau să mă enervez aiurea cu parcurul ăsta. Deci butonul ăsta nu știu la ce folosește, să-mi spună cineva, că spawn point clar nu mi-a pus. A dispărut butonul, eu cred că trebuie să-mi pună spawn point, asta așa. Ia, game mode 1. Set block red sandstone air. Nu trebuie să-mi pună spawn point, aparent. Eu mă așteptam să-mi pună spawn, păi frate, că e foarte greu dacă stai să te gândești că e extrem de lung parcursul ăsta, știi? Mă așteptam să pun acolo un spawn, pe ceva. Opa. Ma. Nu, no, spawn point. Că nu se poate altfel, de ce altfel o dăm în... Dacă mai dau un fail acum. Mamă, deci uite. Bine. Haide, mă. Deci trebuie doar să mă concentrez. Deci trebuie... Bine, mă. Holy fuck, nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred. Deci, nu. A, și mini labirintul aici. Mama mia, deci am stat. Bă, am voie să sar, nu? Bă, dar nu știu unde trebuie să ajung. Mamă, ce labirint. Lol. Ce tare. Deci uitați-vă, se pun torțe pe... Lol. Deci cât de tare. Uite, se pun torțe pe unde merg eu. Băi, știi, bun, chestia asta e chiar foarte tare. Bravo, Ștefan, asta chiar îmi place extrem de mult. Deci chiar îmi place foarte, foarte mult. Dar ideea este că trebuie să și găsim ieșirea și să-mi bag piciorul dacă... O fi aici? Da, fix aici nu e. Fix aici e. Aolo. Eu cred că este în colțul ăla de acolo, știi? Gen pe diagonală fix opus. Cred că acolo ar fi. E tare că, uite, gen, văd pe unde am mers cu restul întorciurile astea și așa chiar e ok, pentru că, practic, mă plimb pe peste tot și odată și odată tot găsi eu ieșirea. Știi? Uite, de aici am început, deci eu zic că pe undeva prin direcția asta, clar, în partea asta de mapă. În partea asta a mapei. Pe aici am fost? Deci sunt niște torțe, că nu mi-am amintit să fi fost pe aici. Încolo, frate, uite, încolo. Nu. Pe aici, nu. End of the road, în direcția asta. Nu știu ce blocaj. Mamă, frate, baraj natural. Ce pui mei aici, frate, barajul vidraru. Dați-vă în spana. Cum ajung acolo? Deci cum ajung partea aia? Ma. Deși așa e greu, vă dați seama dacă nu ne punea astea. Că o luam cu criză grav. Deci pe acolo trebuie să ajung. Fie antenă, deci uite pe aici. Pe aici, că nu... Bă, frate, cum ajung aici? Nu vine să cred că nu știu cum. Aici sunt blocaje. Deci pe aici nu pot să mă duc. Uitați-vă că gen se blochează toate. Deci eu trebuie să ajung pe partea aia altă. Bă, frate. Deci, uite, eu trebuie să ajung fix pe partea asta. Pe aici. A, lul, stai așa. Uite, vin pe aici. Eu am crezut că de aici am venit, dar n-am venit de aici. Și ajung și gata, frate, ajungem la... La mama ajungem, că nu-i nimic, e Vidrarul, iarăși, blocajul natural al lui pește.
Ce puii mei se întâmplă, bă, frate, mapa asta chiar e grea, mapa asta chiar mă enervez, iarăși m-am încins, deci nu mai pot. Deci iarăși îmi vine să spar ceva monitoare pe aici, frate. Ok, stai că pot să iau pe aici. Dar poate vezi că este pe aici. Este pe aici pe dracu, adică... Cum ar fi gen să fie fix lângă spawn, știi? Că de-aia mă plimb pe aici, că poate este... Poate este așa, mai troleanu și e fix lângă spawn și puii mei. Dar văd că nu. Denied. Deci stați așa să văd cum ajung eu în colțul ăla, frate. Că nu-mi dau seama, mă jur, nu-mi dau seama. Stați așa că... Ok, m-am prins. Cred că m-am prins, ia să vedem. Deci, antrenă, mă duc pe aici. Ba, nu, nu m-am prins. Ba da. Deci, fiți antrenă, gata, mi-am dat să mă uit pe aici dreapta, imediat dreapta pe aici. Ok, cred că o luăm bine. Deci, am fost acum mai atent și cred că o luăm bine. Ba, nu, nu o luăm bine. Deci, o să ajung pe partea aia altă. Uite acolo, uitați blocul ăla, nu? Cum ajungem la blocul ăla? Deci, este decât o cale. Deci, fiți antrenă, asta de aici. Bă, eu cred că e troll. Bă, eu cred că e troll. N-ai cum, lol, își bate joc de mine? What? Deci n-am cum să ajung aici, uitați-vă, n-am cum să ajung pe aici, nu este niciun alt drum, nu este niciun alt drum. Dude. Deci n-aveam cum să ajung aici, voi vedeți? Efectiv n-aveam cum, explicați-mi, de ce trebuia să ajung la blocul ăsta, da? Uite, blocat. Puteam să sar pe undeva? Nu cred. Nu, uite, și-s blocat aici. Deci, practic, mă blochează. Lol, cred că este un bug sau ceva, nu știu. Voi ce spuneți? Să scrieți în comentariu. Uite că n-am cum să ajung. N-am cum să mor pe astea. Și n-am pe unde să ajung, frate, aici. Blocurile astea sunt aici. Uite, sunt blocat. N-am cum să ies din zona asta. Cred că aici nu trebuiau să fie blocuri, sincer. Nu știu, ciudățel, dar fie. Bam, uite. No. În fine, ciudat. Ok, hai să mergem la nivelul 2. Nivelul 2. Șpac. Mamă, nivel 2. Se pare că reușești să supraviețuiești cumva primei capcane, însă nu-ți face griji că mai am încă două. Poveste, cu toate că ai scăpat de prima capcană, acum s-a gândit să te facă de rușine, mai ales că ești obosit. What? A angajat o grămadă de bărbați cărora le plac bărbații să iau angajat să te rezolve. Nu ridica săpunul. Oh my fucking god! Deci, fraților, nu trebuie să ridic săpunul. Deci nu trebuie să ridic săpunul. Toți ăștia, aoleu, se uită la mine băieții ăștia, nu, nu, aoleu, ăsta face baie, nu, nu, se uită la mine toți, nu mă duc acolo. Păi și ce trebuie să fac? Nu înțeleg ce trebuie să fac. N-am ridicat săpunul, ia uite-i frate. Bă frate, sunt prea mulți băieți pe aici, nu știu ce trebuie să fac să mă picior, cred că o să trebuiască să mă uit pe cartea. A, uite o ușă. Pleacă, te omor! Am folosit sabia din greșeală. Deci am dat cu sabia din greșeală. Am umăr, dă-te, pa, pleacă. Am scăpat. Aolo, și aici băieți? Păpușă gonflabilă. Camera cu nebunel. Nu, am plecat de aici. Ce e aici? Băieți. Asta ce cameră e? Deschide doar dacă te dai bătut, lașule. Dar ce trebuie să fac? Nu înțeleg. Hei, uite aici. Nu-i nimic? Nu-i nimic. Nu, eu nu mai știu ce trebuie să fac. Știu că scria pe cartea aia, să vedem. Info. Deci ce trebuie să găsesc? Ca să treci nivelul trebuie să arunci acel dic în veceu. Atenție, înainte să faci asta, îți trebuie un costum. Un ce? Un costum? Ce dic să arunc, mă? Ești nebun? Mamă, stare probleme, frazor. Deci, frazor, eu termin aici episodul ăsta. E nebun tipul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Până acum chiar a fost super interesant. Vreau să vedem și continuarea în următorul videoclip. Nu uitați să dați și voi acolo foarte, foarte multe like-uri dacă vreți să vedeți și voi continuarea. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, bă!